Salutare și bine ați venit la un nou episod de Clash Royale pe canalul Game Over. Hai să începem cu chesturile. Avem aici un Golden Chest care are 590 de gold, 9 Goblins, 20 de Skeleton Dragons, 4 Hell Spirit și 5 Elixir Golem. Mai avem aici un Free Chest care are 112 gold, 2 gemuri, Skeleton Barrel și 3 Musketeers. Și mai avem un reward din arena. Este vorba despre un epic token pe care am reușit să-l obținem. Și mai avem două crown chesturi. Hai să le deschidem. Avem aici 1180 de gold, 2 gemuri, skeleton barrel, skeletons și giant skeleton. Avem o bucată de giant skeleton și 12 fireball. Ok, încă unul cu 1171 de gold, 3 gemuri, Battle Healer, avem o bucată, avem Skeletons, avem 3 Musketeers, avem un Poison și cam atât. Bun, haideți acum, donăm și în clan și haideți acum să ne jucăm meciul din War. Vedem că suntem pe locul 3 momentan și mai avem de jucat 14 meciuri. Hai să ne facem deck. Băi, o să iau Golem, o să iau Flying Machine, Fireball, luăm și acești Goblins, să luăm Cannon-ul pe care l-am făcut Golden acum câteva episoade, o să luăm și Poison, luăm și Wizard-ul pentru că e boostat, Ice Wizard-ul și mai avem nevoie de o carte, să vedem, avem două spell-uri, avem Golem-ul care se va duce în față, ne trece ceva să tragă de la distanță. Hai să luăm tot ceva aerian, nu știu, oscilez între astea două, ori Knight, ori Mega Minion. Cred că ar fi mai bun, hai să luăm Mega Minion, nu? Să atacăm pe sus. Deși ne-a trebuit ceva și de distras, nu știu dacă pune un... Nu știu, hai să luăm Mega Minion, că eu zic că e o alegere mai bună. Și hai să dăm drumul la meci, să vedem dacă reușim să obținem victoria. Ok, o să începem cu Ice Wizard-ul din spate. Punem și Mega Minion, nu știu, să pun Goblins-ii aceștia în față. Vedem, au rămas doi dintre ei, ok, a pus acolo un Hunter. Mai punem un Poison și ar trebui să scăpăm de el. Și reușește să ajungă pe turn acel Ice Wizard. Mai punem unul aici pentru Hog, care îl va încetini un pic. Ok, și stăm destul de bine. Am reușit în primul minut să-i dăm aproape 1000 de damage pe turnul din dreapta. Și haideți să vedem. O să punem de data aceasta Mega Minion-ul. Păstrăm Golem-ul pentru final. Ok, o să pun din nou Goblins în față. Pune și Flying Machine. Dăm și un Poison aici. Ok, wow, și cât damage a dat acel Hunter. Hai să vedem cum ne descurcăm cu acest prinț care n-a venit pe Cannon, s-a dus pe turn și ne-a dat ceva de damage acolo. Am greșit un pic, dar nu e problemă. Ok, a pus un Poison. Hai să punem un Mega Minion-ul și cu Flying Machine. Pun Cannon-ul aici. Punem Ice Wizard în spate și vom pune Golem-ul deja pe pod. Ok, trimitem Mega Minion, trimitem și Goblins. Mai punem aici un Flying Machine și ar trebui să
să ne descurcăm și să-i doborăm acel turn. Băgăm un fireball. Da, și reușim să-i doborăm turnul din dreapta. Mai sunt 18 secunde din match. Eu cred că reușim să rezistăm. Să vedem. Probabil va încerca un ultim push cu Hog-ul, mă gândeam, dar a pus prințul. Și dacă nu are un spell, da, match-ul e câștigat. Bun, obținem o nouă victorie în war. O victorie care ne va aduce 1000 de gold și un victory points pentru clan. Bun. Ok. Suntem pe locul 3 momentan. Haideți să dăm și un meci de 1v1 în arenă, să vedem dacă mai reușim să creștem. Nu uitați să vă abonați dacă vă plac episoadele mele și să apătați butonul de like. Punem aici arcașele. Să vedem dacă rezistăm fără damage. Și rezistăm momentan. O spun Valkyra aici. Uităm și Hog-ul. Ok, și-a pus acolo un Wizard. Un Wizard care ne scoate definitiv acel Hog. Ei, scăpăm acolo de Wizard. Nu va reuși mini pe ca să ajungă pe turn. Probabil că ar fi trebuit să dăm Eros-ul, dar nu știu dacă era chiar cea mai bună alegere. Băi, oricum, momentan am stat destul de bine, pentru că n-am primit damage deloc pe turn. Dar nici n-am dat, așa că nu e prea bine. Hai să dăm o rachetă totuși. Îi scoatem acel furnace și stăm să avem elixirul pe full. Ok, a pus Wizard-ul. Un Wizard pe care îl vom contracara cu Valkyra. Să punem Valkyra aici. Ce să trimitem? Nu să trimitem o... No, hai să ne apărăm. Dăm un Eros pe acel Goblin Barrel. Mai dăm o rachetă pe Furnace. Și eu zic că stăm bine. Din păcate vom intra în prelungiri cu acest match. Nu avem forța necesară să-l doborâm fără prelungiri. Și nici nu cred că am vrea să riscăm atât de mult. Holy fuck. Da, reușește să ne dea acolo un mic damage. Și am pus un pic greșit Valkyra. Hai să trimitem Hog-ul pe partea stângă. Sper să nu se ducă pe acel furnace. Nu se duce. Și vom mai da și un Eros. Mai bine nu. Hai să așteptăm mai bine. Punem din nou Tesla. Ok, hai să punem mini P.E.K.K.A. aici. Okay. Să dea... Goblin Barrel-ul. Da, nu o să mai punem acele săgeți. Bun, suntem la distanță de o rachetă de victorie. Hai să vedem dacă reușim să o obținem. Stăm aici Eros-ul și cu o rachetă ar trebui să obținem victoria. Da, reușim.
ne luăm 30 de trofee și 44 de gold. Mai creștem un pic în arenă și închidem acest episod cu două victorii. Una la War și una în arenă, care ne propagă în față. Și ne apropiem de acest epic, de fapt de acest magical chest. Bun, cam atât cu episodul de azi. Noi ne revedem data viitoare. Pa, pa!